material difuzat în emisiunea de ieri strecura îndoială în inima Andrei. Așadar, câteva semne de întrebare. David, n-ai încredere că o să ducă povestea asta până la capăt? Sau de ce tot spui? Nu, era altfel discuția, nu mai știu exact, dar nu... Nu mi-e teamă că va renunța. Mai spune el ceva de Andreea, dar nu. Spune Andreea așa... care o să intre. Știu că tot pe mine mă vrea. Tu vrei să o cunoști pe Andreea sau... Nu în mod special, nu. Nu știm, am mai spus, nu știu ce va fi, dar nu cred. Viața e imprevizibilă până la urmă, nu pot să spun ce va fi în viitor. De asta mă feresc să dau un răspuns concret. Dacă el va simți că Andreea, să spunem, va fi fata mai potrivită pentru el decât eu, este liber să... decide ceea ce vrea. Păi stai un pic și cine îți pansează rănile pe aici? Că dacă plângi acum dacă... într-o relație fericită fiind, dar mi-te, Doamne, da, dar ferește, nu-l pot obliga să rămână cu mine dacă nu va simți asta și se va simți mult mai atras de Andreea și mai potrivit. Aceasta era declarația din timpul emisiunii, însă pauza publicitară urma să aducă lămuriri în plus. Nu, nu te simt că ești într-o stare foarte confortabil. Bă, da. Da? Ești sigur? Ce să fie treaba? Nu, e nimic. De ce n-ai fost destul de convingătoare? Păi ce, el a fost? Cum să zică că vrea să o cunoască și pe asta la altă? Și ce n-a fost? A urmat câteva sfaturi ce relevau starea de spirit a Andrei. Nu caut, iubina, nu-mi place ceea ce a spus. Eu n-am înțeles nimic acum. A zis că nu poți să știi ce se întâmplă pe viitor, că el nu vrea în mod normal, dar nu poți să... Și așa e niciodată să nu spui niciodată. Dacă vine un băiat pe care tu să-l plași mai mult, înseamnă că nu a fost să fie. Nu-i bag prostii în cap. Cui să-i bag eu prostii în cap? Eu? Asta credeți dumneavoastră despre mine? Nu despre tine, despre ce ai zis. Nu, dar ea cum a făcut cu Alex? Eu n-am încredere în ea. Așadar, sămânța neîncrederii a fost din nou plantată, iar de acum depinde de sentimente. Te-ai supărat pe ce a zis David? Da, pentru că nu e hotărât pe ceea ce spune. Și că mama și tata poate să interpreteze că el vrea să cunoască și pe alta. Da. N-ați avut timp să lămuriți ieri pentru că nu ați stat împreună, dar te-ai gândit și aseară la chestia asta? Nu, am trecut peste. Dar spuneai că ai fost supărată și aseară. Da, m-am supărat pentru că nu a fost destul de hotărât pe ceea ce spunea, dar... Nu, nu-i vorba de hotărâre. Pur și simplu nu-mi place să spun ce voi face în viitor, pentru că nu știu, n-am cum să știu ce voi face. Da, dacă asta, vedea el o fată nouă și domnule, lovea așa, dragostea, ca un drăsnet. Mai știi? Nu știu dacă a fost cazul. Ia spune. Se poate întâmpla, adică... Au fost cazuri, s-a întâmplat, nu te vreți de tine, lasă. Eu mă refer acum. A, de mine? Nu, n-a fost cazul, niciun caz. Nu. Îmi sărise inima, adică nu eram pregătită pentru răspunsul acesta. Da, n-am înțeles eu întrebarea bine. Noi suntem foarte bine și totul e în regulă. Hai ca să te liniștesc și să nu-ți faci o mie de gânduri. După întâlnirea de ieri cu fetele, David a spus că acum o apreciez și mai mult pe Andra. Da, da, îl respect. Mulțumesc. Da, te-ai liniștit? Da. Da? De tot? De tot, da.